În căutarea tradițiilor și a oamenilor care își iubesc rădăcinile, drumurile ne-au dus în localitatea Fundul Moldovei, în bătătura celui mai vestit cojocar din localitate. Ovidaș Cazac nu își arată deloc cei 86 de ani pe care îi are și alungă singurătatea muncind. Și pe timpul ce a trecut, lumea s-a modernizat. Toți au vrut altceva. Așa, cu dihuriște, atât avea aici o singură gospodin de la noi. Bărbatul ei era primar pe timpul cel aici. Și-a făcut tatăl meu, i-a făcut bondiță. Deci îmi face o bondiță cu dihuri. Făcut bondiță cu dihuri. Și așa a apărut bondița cu dihuri la Fundul Moldovei? Da. Asta, prima bondiță care a făcut-o la așa. Era dihuri atât de trideștri. De lați, cum vânarul, cum împrejur. Așa că acum e la mâini, că i-a pus pe împrejur. Era ceva, da, când o mă la biserică, e femeia, n-a femeia primarului, s-a uitat în lumea, zice, uite, are bondă aceea cu civel, cu diur, nu știa oamenii cum era pe timpul, da. Și a făcut așa, și tot treptat, o ajuns astăzi la modelele. Aceste bundițe sunt purtate de gospodarii de soi, nu, da, de un oarecare. Da, nu era oarecare. Ele și costă multe parale. Era, cum s-a spus, și mai greu, doamne, era și mai greu de bani pe timpul, cum era așa. Care erau mai avut, făcea mai, ceva mai lux și care nu făcea așa. Bundiți lungi, cum era evazat, așa, cum se făcea cea din bătrâni. O lucrat tatăl meu, făcut până în toate formele. Și cât a durat până a venit la Fundul Moldovei moda asta cu bundiță de dihur? A durat câțiva ani sau imediat unul după altul s-a luat? După aceea am făcut, o făcut tatăl meu la acea, tot treptat o prins afacere. Da. Și tot s-a pus mai lat, modelul s-a făcut mai mare, s-a mai lucrat așa. Tot așa până a ajuns în timpul de azi, când a ajuns la modelul. Pe la jumătate spatele, dihuri și model și margele. Se mândrește cu faptul că încă mai este solicitat, mai mult decât atât, are comenzi până în 2024. Întreaga poveste de viață a gazdei noastre din Fundul Moldovei o puteți descoperi urmărind ediția din această săptămână a emisiunii Oameni și Locuri, difuzată în premieră sâmbătă, 15 octombrie de la ora 10, apoi duminică 16 octombrie de la ora 12 și luni 17 octombrie de la ora 16 și 10 minute.